Vremea este principalul factor care influențează starea agriculturii. În județul Mureș, oficialii se așteptau la un an agricol ușor, însă planurile le-au fost zădărnicite încă din primăvară, după cum mărturisește șeful Direcției Județene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, inginerul Liviu Timar. Am crezut, sincer, în primăvară că o să avem un an mai ușor. Din păcate, nu putem spune că am avut un an chiar foarte ușor, având în vedere că în luna martie am avut temperaturi foarte scăzute, n-am putut să lucrăm, deci cum spunem noi agronomii, n-am putut să însămânțăm culturile din prima urgență și acestea s-au suprapus, le-am însămânțat în luna aprilie, după care începând cu 15 aprilie și până în jurul data de 15 mai, am avut temperaturi foarte ridicate. În data de 30 aprilie am avut temperaturi de 31 de grade și acest lucru a creat mari probleme și emoții producătorilor agricoli, având în vedere că culturile n-au răsărit uniform. Sorții par totuși să revină de partea agricultorilor, după ce în ultima parte a lunii trecute am avut în sfârșit ploi. Umiditatea pe care a obținut-o astfel solul îl face pe oficialul de la Direcția Mureșeană să fie optimist în privința lucrărilor care sunt de efectuat în această perioadă, dar și a recoltei. Din fericire, trebuie să spun că începând cu data de 20 mai au venit și ploile în județul Mureș, culturile se redresează, câmpul această dată, spun eu, arată foarte bine și în condițiile unui an normal putem obține producții bune la nivelul județului Mureș. Potrivit oficialului, în județul Mureș există o suprafață cultivată cu porumb de peste 70.000 de hectare. Alte 9.000 sunt cu plante de nutreț, aproximativ 6.000 de hectare conțin cartofi, iar peste 5.000 sunt acoperite cu orz.